Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În acest clip vă voi arăta cum testăm o punte redresoare. De față avem o punte rudimentară, este de până în 10 amperi. Din câte se vede, pe ea avem trecute simbolurile plus, alternativ și minus. Dar înainte să trecem la măsurări, trebuie să vă arăt schema pentru a înțelege mai bine. Am pus acest e-book reader. Dacă vreți să vedeți mai multe experimente legate de redresarea curentului alternativ, am și clip separat. Voi vedea în colț din dreapta sus sau în descrierea acestui episod. Dar să trecem la schema de față. Anterior v-am spus că puntea redresoare este compusă din două intrări și două ieșiri. Intrările pe partea de alternativ, ieșirea secundarului dintr-un transformator va intra în zona notată cu alternativ a punții redresoare, din câte se vede, da? Iar ieșirile avem plus, din păcate nu avem notat, dar vă dați voi seama după acest condensator de filtrare. Deci avem plus și minus, da? GND, masa. Noi, bineînțeles, că dorim să măsurăm, ca de obicei, în cazul unei punți redresoare, acele diode. Dioda de 1, de 2, de 3 și de 4. Greșeala pe care o făceam eu înainte e că în zona unde scria plus, cu foarte mult timp în urmă, puneam sonda multimetrului roșie la plus și sonda neagră a multimetrului la minus. Ceea ce este complet greșit. Asta pentru că puntele redresoare nu funcționează așa. Practic, curentul alternativ îți schimbă polaritatea, în cazul nostru, de 50 de ori pe secundă. Când e plus sus, se duce către dioda numărul 2, apoi printr-un consumator, imaginați-vă un consumator aici, apoi se duce mai departe către minus de 3 și către înfășurarea, către ieșirea de jos a transformatorului, partea de jos a acelui transformator, acelei înfășurări a transformatorului. Poate vă întrebați, păi de ce nu se duce către D1, că și acesta e polarizată direct? Nu se poate, deoarece întotdeauna acel curent nu se va întoarce de unde a plecat. Nu are cum, e împotriva legii fizicii. Deci se va întoarce către zona de jos a înfășurării, a secundarului. Dacă, spre exemplu, avem plus jos, se va duce către D4, către consumator și către D1 și partea de sus a înfășurării. Deci odată pe sus, D2, consumator, D3. Dacă e plus jos, D4, consumator și D1. Așa că noi când măsurăm, vom pune invers sondele multimetrului. Când vedem pe puntea redresoare plus și minus, noi de fapt inversăm, pentru că diodele ați observat cum sunt puse. Deci plus punem pe minus și pe oricare dintre cele două zone alternative vom măsura de 1 sau de 3. Apoi, punând minus sonda neagră pe plus și sonda roșie pe oricare dintre cele două zone alternative, vom măsura căderea de tensiune pe fiecare diodă în parte, de 2 sau de 4. Bun, hai să trecem la teste practice. Pentru a testa o diodă redresoare, trebuie să folosim multimetru pe zona de măsurare a diodelor. Asta pentru că puntea redresoare conține diode redresoare. Vom pune sondele, cablurile, pe zona specifică pentru măsurarea tensiunii, apoi rotim selectorul, asta în funcție de care multimetru aveți, dacă aveți cu autoscalare sau cu scalare manuală. Rotim selectorul, unde vedem simbolul de diodă. Dar în cazul nostru, în zona respectivă, se poate măsura și rezistența electrică și continuitatea. Așa că avem un alt buton sus, unde selectăm pentru partea de măsurare a diodelor. Okay. Am pus puntea redresoare pe o cutiuță, pentru că nu focusa cum trebuie camera, pentru a vedea mai bine. Dacă vă aduceți aminte ce am spus pe la început, întotdeauna sondele multimetrului, cablurile, cablul negru, îl vom pune de la partea de plus și în cazul de începem de la minus, unde e notat pe puntea redresoare minus, punem plus practic, da? Deci inversăm, cum s-ar spune. Să începem. O luăm cu plusul de pe puntea redresoare și pe oricare din alternativ trebuie să avem o cădere de tensiune. E bine. Și aici
cădere de tensiune. Aici diferă în funcție de punte redresoare, de ce diode poate să diferă. Apoi punem plus pe minus, știu că e straniu, dar trebuie să vă învățați la punctele redresoare, și pe oricare din alternativ. Adică oricare, pe fiecare în parte, că se poate nimeri să fie una dintre diodele respective în scurt. Da? Este ok. Deci, când măsurați, să nu puneți așa, pentru că nu vă măsura nimic. Practic, veți măsura invers acea diodă, zona unde nu conduce curentul electric. Și așa măsurăm o punte redresoare. Eu aveam încă una, o punte tip SMT, o punte redresoare foarte mică, defectă. N-am mai filmat pentru un clip, însă e așa de mică încât e foarte greu să filmez. Dacă am fi avut o punte redresoare mai mare, defectă, iar în cazul respectiv aveam scurt o diodă pe zona unde scrie minus, cu unul dintre cele două zone alternative. Aveam o diodă în scurt. Hai să vă și arăt punte, dar e foarte mic, da? Ia, aceasta este. Deci, cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja, și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!